nu-l vorbesc eu. Dar am înțeles că se purta urât cu tatălui, cu fratele dumneavoastră. Cât bătaia n-a luat un băgon de lemne. Mie mi-a spus, dar n-am vrut să zic. Era frică de el. Dar de ce îl bătea? Că se chișe pe el. Se chișe pe el. Pe atâția numai puterea bătând de 80 de ani, ce-i? Cum primă timpii și are 9 milioane de bătuți și nu ești în stare? Și l-a bătut, din tată? El, el știe, ci că l-a găsit mor la două noapte. Din auzit, eu am mai venit pe aici, dar nu am găsit niciodată să-l bată, dar după cum se aude că el a bătut mai mereu. Asta era din obișnuință, cred că lua pensia să-mi băta și cred că pe urmă bătea. Dar ce ați văzut? Era, aveau urme de violență? Era lovit rău, strivit la față, tot corpul, nici nu puteți să puneți mâna ce e acolo pe ea. Și ultima dată când l-ați văzut tot așa bătut era? Era bătut. Era că eu spuneam mereu, că mă bat, e rău, mai gine m-ar lua Dumnezeu să nu-l mai văd. În urma unui conflict spontan, în seara anterioară, autorul a agresat pe tatăl său, lovit în urma cărora acesta a decedat. Urmea să efectueze necropsia pentru a stabili împrejurările decesului. Fapta este deosebit de gravă? El având antecedente? Da, din primele verificări reiese că a mai fost condamnat pentru mur calificat și vom verifica din fișa de caz judiciar.